Numărul cazurilor de COVID-19 este în continuă creștere în România în momentul de față. Ce se întâmplă cu pacienții cu afecțiuni hepatice dacă riscul lor de a face COVID este mai mare, ne va explica pe larg doamna profesor, doctor universitar Victoria Aramă, șef de secție la Institutul Matei Balș din Capitală. Și, de asemenea, va veni și cu câteva sfaturi cu privire la acești bolnavi, având în vedere că doamna profesor este și președintele societății, Societății Române pentru Strategii de Vaccinare și Promovare a Sănătății. Boala COVID-19 îi face în general mai vulnerabil pe oameni la afecțiuni hepatice, respectiv la infecția cu virusurile hepatitice? Nu neapărat la a dobândi o infecție în acel moment sau în acea perioadă, ci și aici putem vorbi de riscul de reactivare al unor infecții pe care le are știind de ele sau neștiind de ele, pentru că în COVID-19, mă refer la formele care ajung la spital, la formele medii, severe și critice, de foarte multe ori noi utilizăm imunosupresoare, corticoterapia, respectiv prednisonul, medrolul, ceea ce pacienții uneori iau din propria inițiativă acasă, fără indicația medicului și asta este o mare greșeală, sau în formele critice, severe și critice, utilizăm uh, medicamente cu puternic imunosupresoare, cum ar fi tocilizumabul, spre exemplu. Și uh, deja uh, sunt descrieri în literatura științifică de cazuri și nu puține în care aceste terapii imunosupresoare care au fost necesare în COVID-19 au reactivat de asemenea o infecție cu virus hepatitic B sau C. Sunt destui pacienți cu afecțiuni hepatice care s-au îmbolnăvit de COVID în ultima perioadă. De ce trebuie să țină ei cont? Este bine ca ei să anunțe că își cunosc că au o hepatită în momentul în care ajung într-un spital. Dacă ajung la boli infecțioase, noi, infecționiștii, cunoaștem foarte bine această problematică. Dar, cum știți bine, au fost spitale COVID, spitale care nu aveau infecționiști care avea o altă specialitate, acolo chiar e bine să anunțe medicul care îl îngrijește, pentru că acel medic se va sfătui la rândul lui cu infecționistul și vor avea în vedere că la acel pacient, dacă are o epatită cu virus B, trebuie să fim prudenți atunci când ar trebui administrat un imunosupresor pentru a preveni acest fenomen de reactivare. Suntem într-o perioadă în care numărul cazurilor de COVID este în continuă creștere în România. Care ar fi recomandările dumneavoastră în mod special pentru pacienții cu afecțiuni hepatice? În primul rând, toți pacienții cu boli hepatice ar trebui să fie deja de mult timp vaccinați anti-COVID-19. Pentru că sunt niște pacienți cu o boală cronică și care sunt vulnerabili la face forme moderate, severe de COVID-19. Deci, în primul rând, ar trebui să se vaccineze dacă nu s-au vaccinat până acum cu schema completă sau să facă booster dacă nu l-au făcut până acum. Deci, este un lucru cât se poate de important. Iar când ajung să facă COVID-19, este important să spună că își cunosc această boală hepatică, pentru că trebuie să evitate o serie de medicamente care au potențiale patotoxic la acești pacienți, tocmai pentru a preveni o afectare suplimentară a ficatului. Oboseala este unul dintre simptomele comune atât în COVID-19, cât și în hepatitele virale cronice. La ce ar trebui să fie atenți pacienții care se știu deja cu hepatită și care au această oboseală cronică? Este dificil de spus aici, pentru că oboseala, într-adevăr, atenia cronică este un simptom uh, constant în, la pacientul cu boli hepatice cronice. Dar legat de COVID, oboseala izolat, luată izolat, fără febră, fără mialgii, fără uh, cefale, fără uh, disfagie, fără tuse, uh, nu este relevantă. Doar luată ea izolat, ca element izolat, fără alte simptome sugestive pentru COVID-19. În ceea ce privește situația COVID în România, ce le spuneți pacienților cu hepatite? I-am sfătuit pe toți să se vaccineze, iar dacă ajung să facă COVID-19, desigur trebuie să-și facă și un bilanț hepatic pentru a vedea dacă în timpul infecției cu virusul SARS-CoV-2 nu au o creștere a transaminazelor, pentru că deseori pacienții cu COVID-19, chiar dacă nu au și virus hepatitic, au creșterea ale transaminazelor din cauza virusului, din cauza medicamentelor pe care le iau în cadrul COVID-19, deci trebuie mai atent monitorizați în cazul în care ajung să facă COVID-19 și să-și anunțe medicul care, care îngrijește boala COVID-19 asupra acestei uh, uh, afectări hepatice pe care o are. Acești pacienți sunt predispuși la long COVID? Nu sunt studii în acest sens strict pe această problematică dar desigur pacienții cronici au un risc mai mare să ajungă să facă long covid decât un pacient tânăr care nu are astfel de patologie asociată